Dacă în ceea ce privește execuția propriu-zisă a lucrărilor la cele trei proiecte POR care se derulează în municipiul Reședință de Județ nu există probleme sau întârzieri de amploare, nu același lucru se poate spune și despre depunerea documentației aferente. La fiecare factură se atașează și rapoarte de încercări pe toane, contică de pe toane, declarații de conformitate, certificate de garanție, deci cum e cazul. În afară de acesta, cei de la ADR ne-au cerut și vreau să vă spun că metodele de verificare nu se relaxează, ci se specializează. Au cerut centralizatoare pe lucrare la fiecare situație de plată în parte, din care se reiasă exact stadiul fizic al lucrării, fizic și valoric, deci atât cantitativ cât și valoric. Primarul Ion Lungu le-a solicitat constructorilor mai multă atenție și eficiență în acest sens. Ce rugămintea, domnul Brescu, cine e persoana dumneavoastră? Să meargă la doamna Narcisa să discute, că nu faceți simpozion aici. Deci trebuie să ne înțelegeți că trebuie să fim operativ în depunerea documentelor. Pentru rambursările care le așteptăm de la Ministerul Dezvoltării Regionale, trebuie să fim operativi. Ca să putem să aducem banii cât mai repede, trebuie să ne ajutați și dumneavoastră, să fie documente în conformitate cu regulamentele care sunt în vigoare și pentru asta vă rog să dați o persoană de legătură, să stai în contact cu doamna Nene, cu doamna Narcisa, să putem avea completate documentele la timp. Și valabil pentru toate, pentru toți constructorii, și la parcaje, și la Centrul Tradițiilor Populare. Eu și mâine merg la București. Una din teme este și aceasta de a găsi înțelegeri la minister să fie cât mai operativ în rambursare, dar pentru asta trebuie să avem documentele pregătite așa cum trebuie. Degeaba vrea cineva să te ajute, spune că nu ai documentație completă și atunci ne întoarcem înapoi. Pe de altă parte, constructorii nu au motive de nemulțumire, mai ales că sunt cu plățile la zi. Am făcut eforturi din punct de vedere financiar, toate facturile sunt achitate la zi, atât la parcaje, cât și la iluminatul public, cât și la Centrul Tradițiilor Populare. Am completat și cu surse proprii de la Primăria Municipiului Suceava. Așteptăm să vină o serie de rambursări pe care le-am depus la Ministerul de Dezvoltare Regionale. Voi avea mâine o discuție în acest sens la București, în ideea de a găsi înțelegere ca aceste rambursări să vină cât mai repede, cu această condiție care a fost subliniată aici, ca și constructorii să ne ajute să facem întocmai documentația așa cum trebuie.